Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion, etalare pentru august 2020, o prezentare generală, diferite mesaje din diferite seturi de cărți și apoi va fi partea a doua în care vom vorbi despre voi și altcineva, o relație pe care o aveți cu cineva, vedeți cineva apărea, dar deocamdată haideți să preluăm mesajele generale și vedem cum se raportează și în partea a doua a relațiilor. Din seria cărților pe care le voi folosi la relații, am vrut să se arate asul de spade. Asul de spade, nevoia de a comunica. Este o spadă scoasă din teacă, da? Se iese din tăcere, da? Și cred că, nu doar atât, cred că se rup niște lanțuri, niște blocaje în comunicare, niște lanțuri karmice, eventual un ciclu karmic, și asta după ce bănuiesc că voi, semn de apă, apare și 5 și 9, după ce voi ați fost într-o perioadă de mare grete, de multe lacrimi, de suferință, pentru unii, într-o relație, pentru mine întotdeauna și nu doar pentru mine, este semnul balanței, 2 de spade și avem și asul de spade, sau în relație cu un semn de aer. Pe de-o parte, e interesant, acest personaj, această situație, poate doar o situație, nu personaj, pentru unii poate să fie semn de pământ, fecioară, da? 9 de monede și 7 de monede, un suflet pereche, dar cu care nu ați comunicat, deși va aduce multă bucurie, 9 de cupe, dar și multă tristețe. Când nu sunteți împreună, tot cerul este acoperit de nori. Când sunteți împreună, chiar dacă afară plouă, în sufletul vostru e soare, da? Soare în suflet, cum zic eu. Acum, cu fi semn de aer, balanță cu precădere, da? Sau alt semn de aer, cu fi semn de pământ, 9 de monede, 7 de monede, cu fi alt semn de apă, 2 de apă, 2 de cupe, iar variază că sunteți mulți. Ideea este că Trebuie să comunicați după această perioadă. Se vede că ați așteptat 7 de monede. Și unul și altul v-ați gândit singurei în principiu, sau cel puțin o persoană este singură în această poveste. Însă s-a așteptat, dacă să se investească în comunicare, în relație, s-a așteptat, s-a analizat. Și acceptarea asta, evident, că este obositoare. Totuși, asul de spade sugerează că există un nou început. Măcar în comunicare începe să vorbiți una alta. Cât o fi de mult, vedem la relații, dacă se regăsește acest mesaj. Însă, din partea îngerilor, am mai primit un mesaj. Fiți doritor să vă exprimați dragoste. Și am vorbit de spade, de exprimare. Da, exprimați-vă dragostea. Da? Exprimați. Exprimați ceea ce simțiți, că am văzut multe cupe, da? Exprimați și cât ați suferit și câtă bucurie va aduce. Eventual, unii dintre voi ați tot sperat 9 de cupe. Este și carta speranțelor să se deblocheze această situație. Și printre aceste lacrimi, eu zic că v-ați mai și rugat ca lucrurile să revină la o situație mai pozitivă și probabil că unii dintre voi, zic probabil pentru că nu toți, evident, veți rezona cu acest mesaj, în această perioadă de lacrimi și de tăcere, da? Unii dintre voi v-ați străduit, sper că nu ați băut mai mult, pentru că este și cartea exceselor emoționale, excese emoționale negative, pozitive, cum am mai văzut plus minus și în etalările trecute, dar eu în acest moment simt că printre aceste lacrimi v-ați rugat. Ați avut această speranță ca lucrurile să se deblocheze, da? Și de la 2 s-a trecut la asul de spade. Și dacă se va vorbi, fiți doritor să vă exprimați și dragostea, să măcar emoțiile.
într-o situație în care a necesitat multă răbdare și probabil va trebui în continuare să aveți multă răbdare ca lucrurile să crească, să se dezvolte, să vă ridicați împreună sau situația în care sunteți să ajungă la un nivel deasupra apei, un nivel mai înalt de înțelegere și de abundență. De abundență. Și o să vă arăt imediat de ce am zis, am folosit acest cuvânt. Însă, în continuare, din seria mesajelor de la Înger, aveți iubește ceea ce ești. Chiar dacă, dragii mei, ați plâns, unii dintre voi, că știți că scorpionii se blamează. Faza de început a scorpionului este cea în care se auto-otrăvește cu energie, cu emoții negative. Că l-am dat, îl acuză pe celălalt, că l-am dat, se acuză pe el, pe ea. Că nu trebuia să-i dea șanse, că nu trebuia să-i pese, că aia, că aia e la altă, că nu, că nu, că nu. În momentele bune ați încercat să vă rugați, am zis, și să sperați. Însă iubiți-vă așa cum sunteți, cu extremele voastre emoționale, cu greșelile, pentru că nimeni nu-și dorește să greșească. Bine, oamenii de bun simț și cu un dram de inimă și de minte nu-și doresc să greșească. Dacă sunt tineri imaturi care se poartă, și nu doar tineri, dacă sunt oameni imaturi care se poartă într-un anume fel doar ca să-i facă pe ceilalți să sufere, asta e. Iubiți-vă așa cum sunteți, că le-ați permis prezența în preajma voastră. Iubiți-vă, pentru că până nu trăim, nu experimentăm anumite stări în preajma unor oameni, nu avem cum să știm exact cum sunt. Însă întoarceți-vă unde, la ceea ce iubiți. Întoarceți-vă la ceea ce iubiți. Eventual în această perioadă, unii dintre voi v-ați îndepărtat de niște hobby-uri, că tot am văzut nouă de cupe. Întoarceți-vă la ceea ce puteți să creați în stările pozitive. Întoarceți-vă la ceva frumos, da? Iubește, speră, da, cum am zis mai de, iubește, de că asta e nouă de cupe, înseamnă și dragoste de sine, că altfel dacă nu e dragoste de sine, nu ai cum să atragi dragostea celor apropiați, 10, da, și cât timp va mai fi această separare până se va manifesta, e o separare, da, până se va manifesta acest as de spade și comunicarea cu acest suflet pereche care vă consumă, v-a consumat această separare la maxim. Ați avut conflicte. Însă, totuși, în această perioadă am zis, repet și trec dintr-una într-alta pentru că mai văd niște cărți care mi se confirmă. În secret ați avut o trezire spirituală, în secret. Da? În această perioadă ați avut o trezire spirituală și din acest motiv probabil apare și nouă de cupe. Eventual ați învățat unii să vă iubiți așa cum sunteți și în momentul în care vă iubiți, vă întoarceți la niște aspecte ale voastre pe care le-ați uitat în această perioadă de regrete și de lacrimi, ați uitat să lucrați cu ele, la hobby-uri, la pasiuni, în momentul în care vă întoarceți la ceea ce vă place și vă iubiți așa cum sunteți, într-un fel sau altul, înțelegeți că dragostea face diferența, dragostea de sine face diferența, cum atrageți oamenii din viața voastră și pentru că, într-adevăr, unii sunteți într-o separare, acționați de ca și când partenerul este aici și apoi iarăși exprimați-vă dragostea. Învățați să manifestați întoarcerea acestui suflet pereche sau dacă nu a acestui suflet pereche, unii, rămâne de văzut, a celui care vă va susține în a vă regăsi pe voi, în a vă manifesta această variantă, cea mai bună, cea mai frumoasă a voastră, cea mai bună versiune a voastră. Din cartea oracolelor aveți abundență infinită. Și ce spune aici? Nu musai că va curge bani, cadouri și binecuvântări. Aia e altă carte despre binecuvântări. Eventual ar fi trebuit să apară și la mesajele de la înger. Nu. Spune că în momentul în care mergeți pe calea voastră, da, și arată, aveți putere
Ați trecut prin foarte multe, sunteți rezistenți și sunteți pe calea cea bună a transformării. Calea către versiunea cea mai bună a voastră, în momentul în care alegeți această cale și vă găsiți scopul în viață, încep să apară diferite semne că primiți abundență de la univers pe diferite căi. Este cornul abundenței, într-adevăr, dar nu doar materiale. Evident că pot să fie și prieteni și stări emoționale pozitive. Eu așa simt. Eu așa simt. Că lucrurile încep să se schimbe în momentul în care descoperiți că sunteți puternici sau vă întoarceți, întoarce-te la ceea ce ești sau ceea ce iubești. Ești o persoană puternică, mai ales oamenii cu planete în Scorpion sunt puternici și tot oamenii cu planete în Scorpion sunt oameni care sunt provocați să se transforme tot timpul și ce este negativ să alchimizeze în pozitiv, în spiritual, da? Într-o comunicare cu ce? Cu divinitatea, cu îngerii voștri protectori. Și sunteți puternici. Sunteți. Manifestați copilul interior și manifestați dorințele inimii. Nu ale egoului, da? Știm că cei care au planete în Scorpion uneori devin obsedați de câte o idee. Încercați să tăiați aceste legături karmice, obsesii, idei, da? Acest as de spade se poate manifesta și ca această separare de lucruri care vă intoxică, care vă țin într-o energie negativă. Chiar, repet, vă dau mai multe variante, încercați să le alegeți și să le păstrați acolo în mintea voastră, pentru că dacă nu vă veți întâlni după această separare cu eu știu cine a fost, să nu spuneți mie că nu am spus, nu am prevăzut corect. Acest as de spade poate să însemne și manifestarea voastră. Manifestați adevărul și după cum vedeți, da? Se taie, tăiați, este lună plină, învărsător. Teoretic ar fi pentru unii casa a patra, da? A chestiunilor karmice din alte vieți. Tăiați legăturile care vă țin în lanțuri, care vă țin în tristețe, situațiile care vă blochează, că doi de spade un blocaj, care vă blochează independența și abundența, da? Că nouă de monede, afară de faptul că poate să reprezinte o persoană independentă, că poate să reprezinte o persoană în semn de pământ, sau mai mult sau mai puțin, da? Afară de asta înseamnă foarte mult și nouă de monede înseamnă abundență. Dar pentru voi, nu în cuplu, separat. Bogăție de talente, de calități pe care le descoperiți în voi după această perioadă de tristețe. Eu așa văd lucrurile. Ethereal touch, atingere. Da, am zis că este, aveți o trezire spirituală. God speaks, ia uite ce frumos. Dumnezeu vă atinge și vă și arăt cărțile ca să nu spuneți că... inventez. Aici nu inventăm, aici vorbim din intuiție, da? Intuiția, da? Marea preoteasă și soarele. Eu așa văd ca o trezire, ca un moment în care Dumnezeu vă vorbește, da? Dumnezeu vă vorbește pe o cale și ieșiți din acest 9, da? Din acest 5, da? Către 9. 5 înseamnă schimbare, 9 înseamnă spiritualitate. Emoții înalte. Manifestați varianta cea mai bună a voastră. Toți, nu doar scorpionii. E o atingere eterică, este o atingere divină. Lumina vă atinge. Îngerii, da? Îngerii vă ating într-un fel sau altul și vă dau putere. Și vă dau putere. Ce frumos. Ethereal touch. Și dacă până acum au fost lucrurile foarte contrastante, acum deja se pastelizează, dacă pot să folosesc acest cuvânt. Se devin mai blânde. Înțelegeți nuanțele unor situații prin care treceți. Și da, Dumnezeu, într-un fel sau altul, vă vorbește. E o spirală. Iar o lumină care își trimite mâna, raza, către voi. Eventual se deschide inima, că tot avem verde. Și simțiți, începe să vă iubiți, cum am zis mai devreme, că asta înseamnă inima. Începe să iubiți, să vă iubiți, să vă întoarceți la ceea ce iubiți unii dintre voi. 33, ce frumos, ce număr superb, număr maestru.
33. Absolut. 3-3, comunicare, da? 3-3, comunicare, 3 cu 3 înseamnă 6, pentru mine casa 6 a Fecioare, dar nu neapărat care legătură cu zodia Fecioare, vă rog frumos. Are legătură cu viața voastră de zi cu zi, cu sănătatea voastră, cu tabieturile voastre, această inspirație divină. Și am zis, emoțiile negative ne afectează sănătatea și unii dintre voi, probabil că, nu degeaba ascultați această prezentare ca să primiți niște mesaje. Ia, alt mesaj. Oh, ce frumos pentru scorpioni. Vai, ce frumos! În ultima vreme a tot apărut această carte. Erupție de lumină, da? În simplitate, în simplitate, reveniți la o viață simplă, mai mult sau mai puțin austeră, dar o viață cu un anumit grad de modestie, în care eliminați lucrurile care nu și-au rostul, da? Care complică situațiile, care vă complică stările emoționale. Și uite așa, aveți partea și voi de o erupție de lumină. Începe să comunicați, da? Să exprimați. După ce ați primit inspirația, acum erupeți. Într-un fel sau altul. Fiți doritor să exprimați dragostea. Dragoste față de voi. Scuzați-mă, am o lupoaică absolut nebună. Absolut nebună. În timp ce am amestecat aceste seturi de cărți, ia să mai vedem ce mai este. Da, falling. Este o situație de dragoste, într-adevăr, îndrăgostiții, falling, în care s-a trecut, s-a căzut prin niște stări negative, se vede 5, dar va fi și o creștere, 5-9, da? Eu așa văd lucrurile. Dar îmi place mai mult, îmi place și sper să vă placă și voi mesajul pe care l-am primit înainte referitor la această trezire a voastră specială. Ia, ce am aici? 11, al doilea număr maestru, da? Probabil că totuși doi indivizi încep să comunice și să se lege relația, o relație coerentă sau voi în relație cu divinitatea. Asta mi se pare mai importantă, sincer, decât în relație cu un om care vă face probleme. Oamenii care vă aduc bucurie vor veni în momentul în care voi vă reglați relația cu divinitatea. În timp ce am amestecat aceste cărți, am văzut la un moment dat ce văzusem, rechinul, stări emoționale negative, regele, calul, ori în relație cu un semn de pământ, că e similar cu regele de monede, ori în relație cu cineva care are planete în săgetător, calul întotdeauna mă duce către, cu gândul către săgetător. Ideea este că au fost niște energii negative, emoții negative. Și ce mai fusese? Da, asta văzusem și hiena. Tot așa. O situație pe care nu înțelegeați. Probabil că unii, ori voi, ori ei, pentru că variază de la scorpion la scorpion, știm că scorpionii pot fi ironici și pot să atace verbal, dar eu cred că voi ați fost într-o situație sau ați avut pe cineva în preajmă care v-a provocat, care nu v-a arătat adevărata lor față sau care și-a ascuns emoțiile în spatele unei atitudini foarte ironice. Scuzați-mă, e absolut îngrozitoare, știu. O să încerc să vorbesc mai repede ca să nu întrerup, pentru că iar se decalează sunetul. Într-adevăr, dacă ați avut probleme cu persoană semn de aer, o situație negativă, sau dacă nu neapărat semn de aer, pentru că asta e cartea negativă, nu inventez eu, de aia să nu mai zică cineva că am eu ceva cu semnele de aer. Da? În care trebuie să vă găsiți echilibru, iar apare calul, echilibru financiar, să vă împământeniți, tot așa, în relație, iar semn de aer, cu o persoană vanitoasă. Nu neapărat semnul de aer vanitos, pentru unii poate să fie, pentru alții poate să nu fie. Dar cineva a manifestat, a comunicat mai mult din orgoliu, că tot vorbim de comunicări, și a manifestat
o mândrie excesivă, peste care voi trebuie să treceți, pentru că v-ați făcut prea multe griji. Voi trebuie să vă ridicați, este uliu. Haideți să vedem ce alte mesaje. Dar am zis, a fost o situație neclară. S-au ascuns niște emoții și s-au arătat lucruri care nu țineau de adevărata natura situației. Scorpion, august 2020, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Ce alte mesaje primim pentru Scorpion? Și separați-vă mesajele. Nu uitați niciodată că etalările sunt colective, sunt generale și din orice aveți ceva de învățat. Chiar dacă, să zic, sunt multe. Da, am zis că sunteți în transformare. No, e similar cu 9 de cupe. L-am văzut și 9 de cupe. L-am văzut și pe acesta. Da. De aici, da? De aici l-am văzut pe 9. Însă bruscuța a venit invers. Aici este schimbarea. Încă unii probabil trebuie să schimbați 5 de cupe cu 9. Să sperați, să vă vindecați. Să lăsați gândurile negative, să lăsați inspirația să vină. Că altfel, că această broscuță aduce binecuvântări. Sau nu broscuța în sine, cartea. Broscuța este acoperită de binecuvântări. Și mi-aduc aminte cum a fost prezentată cartea în carte, da? Cartea de oracol în cartea cu care a venit pachetul. Se spunea că brăscuța, când apare, este o avertizare că trebuie să vă întoarceți la matcă, să vă întoarceți în mediul apos, da? Întoarcere văd că aveți, mă bucur că mi-am amintit de acest mesaj, și aici, înapoi la ceea ce iubești. Trebuie să vă întoarceți la ceva, repet, la o esență emoțională a voastră, că scorpionii sunt oameni foarte frumoși, dar din cauza că au fost răniți și în alte vieți, în viața aceasta, la un dat au tendința să devină negativiști. Nu neapărat că exprimă chestia asta, unii nu exprimă, alții exprimă, depinde de planetele lor, da? Dar trebuie să învățați să sperați. Și mesajul ăsta e și pentru mine, da? Trebuie să învățăm să sperăm și să lăsăm, în momentul în care sperăm, vine și personajul acela, personajul, situația, care din dragoste sărută brăscuța și se transformă în prinț. Știți povestea, da? Numai un gest de dragoste profundă putea să rupă acea vrajă. Aici este. Și aici este miracolul și aici sunt infinitele, abundența infinită, da? Tot așa o ploaie, abundență, bucurii. E un triunghi auriu. În această carte, triunghiul, așa au vrut ei să-l facă. Puteau să-l facă alb, l-au făcut galben, da? Semnul alchimic al apei. Și iar e verde și întâmplător, neîntâmplător și o port verde, da? Chakra inimii trebuie lucrată. Și știți, vă aduc aminte că aceste transformări durează, nu înseamnă că se produc într-o clipă. Nu se produc într-o clipă. Există o situație care vă irită într-o relație cu un semn de pământ, mai mult sau mai puțin. Acest cerb este similar cu 10 de monede. Ori o persoană căsătorită, ori o persoană care are bani, ori o persoană care e într-o poziție de conducere. E o situație care vă irită. Pasiune poate să fie, dar situația în sine vă irită, pentru că acest soare deja este negru. Este negru. Și, repet, dacă plângeți din cauza acestui blocaj, acestei separări, separarea în sine și plânsul și lacrimile și energiile negative vă blochează și mai mult. Încercați să tăiați. Repet, acest as de spade poate să se refere la voi.
Eliberările care le faceți, mai ales că e lună plină, da? Și stați și analizați, țineți-vă pasiunea în spate și analizați, urmăriți cu atenție înainte de a atrage perechea. Acesta, că-i semn de pământ, mai mult sau mai puțin contează pentru mine. În aceste de cărți, vulpița reprezintă partenerul perfect. Trebuie să stați, să analizați, să vă păstrați focul undeva în spate și să urmăriți. Să urmăriți. Aici sunteți voi, semn de apă, lebăda, da? Pentru alții, posibil un semn, nu mai dau semne, pentru alții, posibil această pereche să fie deja în viața voastră și să vă urmărească cu pasiune, dar în tăcere. Asta pentru că ce văzusem, văzusem, acționați de ca și când partenerul este aici. E o chestiune de manifestare. Acționați, stați, observați. Am mai spus ce înseamnă să acționați de ca și când partenerul este aici. Și foarte posibil, așa simt pentru unii, de a zic posibil, dacă, pentru unii, că nu, mesajul nu este pentru toată lumea, personajul acesta, perechea aceasta, să fie prin preajmă și să vă observe. Pentru că vă oglindiți, de aia zic este prin preajmă, pentru că vă oglindiți. Sunteți unii. Pe aproape. Dar, repet, da, cineva e în umbră. Iar voi trebuie să vă detașați, asta face broscuța sestoasă, să vă detașați de emoțiile negative, să mergeți, pentru că mai aveți un drum lung. Mai aveți un drum lung de străbătut. Până la această lebădă, până la întâlnire. Lung. În sensul că mai aveți. Nu aici s-a oprit povestea. Nu aici s-a oprit situația. Dar, repet de câte ori pot, înainte să închid, trebuie să transformați această carte foarte pozitivă, dar care a venit invers, o transformați în potențialul ei maxim. Pentru că dacă voi vă apreciați și vă iubiți și, repet de câte ori pot, nu în sensul egotic, mai devreme sau mai târziu, un timp divin, vine și acest partener. Da? Vine și acest partener. Și eliberați-vă eventual de situațiile iritante, de oamenii care încearcă să vă domine, de țesăturile astea complicate, da? Care vă învață să vă rețineți emoțiile în loc să le exprimați. Iar situații negative. Îndepărtați-vă de aceste situații și lucrați pentru fericirea voastră, asta înseamnă, pentru fericirea voastră. Îmi cer scuze că face călăgie, dar asta e. Încă e mică, de-abia are un an de zile, ci că mai durează până se maturizează. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Pa, pa!